E petrecere, e petrecere, a fost petrecere și ieri, adică Bayramul, pentru că s-a sfârșit Ramadanul. Da, și Bayramul e de după, petrecerea de final, nu? Vrei să vezi cum a sărbătorit Nadir? Hai să vedem. Sfârșitul Ramadanului este o mare sărbătoare pentru musulmani. După o lună de post, ei petrec 3 zile și 3 nopți cu distracție și mese pline cu de toate. Așa a făcut și Nadir. Muzică tradițională și bucate pe alese, artistul a petrecut toată noaptea alături de prieteni. Potrivit tradiției, odată cu apusul soarelui, în a 10-a lună din calendarul lor se încheie cea mai importantă sărbătoare a lumii islamice. Din acea seară, timp de 3 zile, musulmanii merg în vizită la rude și la prieteni pentru a sărbători sfârșitul Ramadanului. Comunitatea musulmană din România a organizat o mare petrecere cu această ocazie. Evenimentul s-a ținut într-un club de fițe de pe litoral.